ai sentimentul că descoperi așa un călugăr sau un artist din acesta uitat undeva pe un alt râm, pe o altă planetă, nu comunică decât foarte rar și atunci când comunică, comunică cu tot sufletul. Adică e un om special, un artist special și cred eu că în cinema și-a pus amprenta. Aici suntem în locul unde am construit ultimul decor, o casă pentru filmul Dincolo de Calea Ferată. Și nu mai e nimic. Mi s-a întâmplat să revăd locuri unde am avut decoruri importante și am găsit locul gol, pustiu, dar în clipa în care ai construit ceva, înseamnă mult, enorm. Și nu e de ajuns, parcă, faptul că rămâne pe ecran. Lucram la filmul Elisabetei Bostan, Saltimbanci. Era din seria From Ursul Polar. Și m-au anunțat că trebuie să merg la alt film, urgent, că au nevoie de un asistent scenograf. Și a doua zi m-am dus la filmare, era pe dealul Uranus, deja se demolase mare parte din cartier. Pe Maidanul ăla era trăsura cu personajele din film, fum mult, operatorul sus pe macara, pintilie cu portavoce, asta și apare în film, în final. El care dă ultimele indicații. Și el a vrut să fie filmat finalul pe locul unde se știa că va fi Casa Poporului. Asta a fost. Și de acolo să vezi Bucureștiul. Dar a fost fascinant. Eu atunci am început să aflu cine e de fapt Pintilie. Știi de ce spun asta? L-am întrebat o dată când eram asistent la De ce trag clopotele. Ei, agasam. Dar aia nu se vede. Aia nu strică. Aia nu... Știi ce? Orice detaliu, dacă e în cadru, el funcționează. Chiar dacă spectatorul nu-l vede să ți-l arate cu degetul, îl simte. Deci fii atent la toate detaliile pe care le pui în decor. Când am început lucrul la decor la casa lui Mărumete, am avut câțiva zilieri, oameni în vârstă atunci, țărani din sat, din Talpa. Și mi-a plăcut că în primele zile câțiva citiseră cartea, ceilalți nu. După o săptămână toți au citit cartea și în fiecare zi aveam discuții pe tema romanului, întâmplări. Își aduceau aminte povestirile bătrânilor din sat despre perioada aia. Plus că a fost ceva surprinzător în sat, în același sat, Talpa. Am ales locul unde am construit fierăria lui Iocan, la marginea satului, spre lanul de porumb. Și după aceea am aflat că locul ăla era numit de localnici Poiana lui Moromete. A fost așa... Așa a fost să fie. Aveam de făcut biroul primarului, în secvența în care se duce Moromete să-i ceară împrumut bani. Și, mă rog, primarul se face că nu înțelege și în orice birou de primar trebuie să existe pe perete tabloul regelui. Asta era epoca. Și am pus tabloul regelui. Și mi s-a spus ăla nu. Și am spus, bun, dar s-ar putea după aia cineva care va vedea filmul să spună, dar n-ați respectat istoria, unde-i regele? Bine, mi s-a spus, bun, poți să-l lași, dar nu să-l vedem. Și știi ce am făcut? Am găsit mai multe portrete ale regelui, mai mici, mai mărișoare, și le-am pus peste tot în birou.
și câteva oglinzi. Deci n-aveai loc să unde să te așezi fără să nu-l vezi măcar. Filmam la pierăria lui Iocan și este un moment acolo descris de Marin Preda în care unul dintre prietenii lui Moromete, în timp ce Moromete ține discurs după ce citește ziarul, omul ăsta îi face din pământ, îi modelează chipul lui Moromete. Și lucrul ăsta nu era prevăzut. Și cu o zi înainte, stăregulea mi-a zis, vezi că mâine aș vrea să jucăm momentul ăsta. Și peste noapte și unde eram în satul ăla izolat, nu aveam de unde să iau lut. Și l-am făcut din pământ, pur și simplu. Oricum, lipisem pământ ca la țară, pe pereți, cu bălegar, paie. Și i-am făcut chipul lui Moromete, care a fost după aceea pus la foale, în jar, ars. Și chiar uite și despre asta mă gândesc, unde o fi acum el, portretul. Când am filmat secvența cu batoza, cu locomobila, mă rog, am văzut oameni bătrâni care plângeau. Ei trăiseră vremurile alea despre care noi vorbeam în film. M-am întâlnit cu Daniel Răduță la filmul meu de debut, Rămânerea. Sau mai bine zis în variantă engleză, Forgotten by God, Uitați de Dumnezeu. Și întâlnirea cu el mi-a relevat brusc un artist foarte special. N-aș putea să spun că Daniel Răduță este pictor de costume sau pictor scenograf sau desenator sau pictor sau fotograf. E toate la un loc. Maniera în care a conceput decorurile la acest film, patina care a dat-o în zona de costum și de decor pentru formula de imagine, și mai ales talentul lui extraordinar în a desena și a picta portrete și personaje, m-a făcut să descoper că universul scenografiei în cinemaul românesc este foarte interesant, de multe ori foarte expresiv și că este un domeniu care uneori poate să fie într-un film, un film de epocă sau un film de stare esențial. La fiecare film a făcut mare plăcere ca la final să fac cadou schițele mele de decor. Acum, pe de o parte, îmi pare rău că nu le mai am. Și nu mai am nici fotografii. Și asta e un lucru pe care, mă rog, nu-l regret, că am lăsat în fiecare loc ceva. N-am lăsat doar pe ecran, să zic așa, ci și câte ceva oamenilor care au fost alături. Încerc să le refac, pare ciudat, dar încerc să refac starea de atunci, desenând.